șuta bine. Olaru, ce pasă minunată pentru Tănase, Tănase, Tănase singur și este gol! Ce frumos! Dar pasa a făcut 80% măcar din acest gol al lui... Și mai ales reușește să înscrie dintr-un unghi destul de închis. A fost acolo greșeala lui Pitu, excepțională pasă. E, unghiul nu e chiar închis, dai, dacă ești fotbalist, dai. Dai gol de acolo, înscrie cu stângul și Tănase legalează pe Hefte. Da. 16 goluri. Încă prea puțin pentru a prinde un transfer. Încep să conteze din ce în ce mai puțin aceste goluri marcate în Liga 1 atunci când...